Deci era o femeie deosebită și a permis să vorbească cu Dumnezeu, iar Dumnezeu s-a coborât la neputința și la suferința ei. Așa i-a spus. Încă o dată repet. Nu mai plânge. Deci când îți spune Dumnezeu să ai nădejde și să nu mai plângi, apoi chiar nu mai ai motiv să plângi. Și spune mai departe Evanghelia așa. S-a atins de sicriu, foarte frumos, cortegiul s-a oprit pe loc, iar Iisus de acum a vorbit cu morții, cu cei plecați din lumea aceasta. Întâlnim trei elemente de acest gen. Tinere, zic ție, scoală-te. Fetei lui Iair n-a murit, ci doarme. Și lui Lazar vino afară. Deci vedeți ce interesante forme de exprimare. De ce pentru fetiță folosește termenul n-a murit, ci doarme? Atâta era priceperea minții unui copil. Dacă i-ai fi vorbit de moarte, poate l-ai fi spăimântat. Dar trezindu-se din somnul suferinței și sufletul întorcându-se în trup, întâlnirea a Evei cu Iisus și cu apostolii să nu fie o stare de coșmar. Avem și astăzi stare de coșmar. Să nu mi-aduci preotul, să nu mă împărtășești, eu nu vreau să mor. Nu acesta e rostul preotului și a împărtășanii, ci a vieții celei veșnice, nu a morții. Și atunci Iisus a luat cu blândețe acest lucru. N-a murit, ci doarme. Deci fata s-a trezit din somn. Și ca drept dovadă că este relevantă ideea pe care Iisus merge ca un pedagog și ca un psihoterapeut, îi spune, dați-i să mănânce ceva. Adică un copil când e muftoros, ce îi spune? Ia o bomboană, ia un dulce, ia o pâine, ia un biscuite. Deci, vezi, și Iisus avea calitatea de tată. Avea calitatea de dădacă pentru creația lui. Nu era un absurd. Să nu așteptați un Iisus îmbrăcat în catifea, cu gărzi de fier, cu audiență, cu birou de intrări, cu registru de înscriere. A, nu, tu ești prea mic, nu intri azi la mine. A, nu, tu ești prea neputincios, ești prea păcătos, n-ai ce să te apropii. Nu. Este un Iisus despre care chiar apostolii s-au enervat. Și au zis așa. Păi după ce te îmbulzăște lumea și te calcă toată lumea în picioare, mai mă și întreb cine te-a atins. Iată ce chestie interesantă. În așa o îngrămădeală tu mă întreb cine te-a atins. Dar ce spune Iisus? Am simțit puterea care a ieșit din mine. Și unde e puterea care a ieșit din Iisus? E în gura creștinilor când se împărtășesc și spun așa, Părinte, după ce m-am împărtășit, atât de mult m-am liniștit și mi-am răcăpătat o liniște extraordinară. Nu vă pot exprima în cuvinte. Dar cert este că m-am simțit extraordinar de bine. Ei, aia e puterea care a ieșit din Iisus și a vindecat scormonitura sau putregaiul sau scorbura sufletului tău, indiferent de dimensiunea ei. Păcatul nu are forme. Păcatul are existență. Astea spovești, când auziți la spovedit, ci că păcate mici și mari. Dar ce aveți impresia? Că o mușcătură din mărul ăla care l-a făcut Adam în rai a fost o gaură în cer? Nu! A fost primul gest de împotrivire asupra voii lui Dumnezeu. Așa e și în viața umană. Nu trebuie să faci 1000 de avorturi ca să te consideri păcătoasă. Nu trebuie să ucizi 1000 de oameni ca să fii criminal. Nu trebuie să furi și să jefuiești 1000 de bănci ca să fii tâlhar. Dacă 2 lei iei de la cel amărât, tu ești tâlhar în serie pentru că aia era toată averea lui. Nu-i nevoie să spargi casa de bani. Nu-i nevoie să acaperi traista săracului ca să te numești hoț. E de ajuns să ai intenția să iei bucata de pâine din mână. Deci, vedeți? Aceasta e dimensiunea păcatului în om. Așa o vede Dumnezeu. Cei ce lucrează fără de legea, nu mă voi însoți cu aleșilor, spune psalmistul David în psalm. Deci, așa trebuie văzută imaginea lui Iisus
Și așa trebuie văzută imaginea păcatului din om. Nu că spune, a, părinte, că n-am păcate mari. Ce vorbești? Știi tu care păcate e mic și mare? Că ești mândru, că ești îngânfat, că ești arogant, că ești încrezut, că ți se pare că ești ceva sau că ești cineva, ești nimeni. Și toți suntem nimeni. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Toate popoarele înaintea ta o picătură din cadă, scurt. Ce spune acolo? Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, ca umbra norului, ca pânza păianjenului. Asta e nimicnicia. Nimicnicie vor fi anilor, de vor fi în putere 60 și mult. 70 mai mult decât aceasta o steneală și durere. Și tu la 90 de ani, cu furtune în bot și cu perfuzie în mâini și intubați, domn doctor, îți mai dau 10.000 de euro, mai muncești în viață. Stai, bă, că s-a rupt ghemul, a întins ăla cât a putut și vrei să întindă și mosorul. Nu-i! Oh, s-a terminat. S-a sfârșit un examen pământesc și intre în etapa a doua a unui examen duhovnicesc. Nu jeliți pe morții voștri păgânește, spune Pavel. Nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Pentru cei ce cred, moartea-i somn și întâlnire cu Hristos. Și iată-o relatată în Evanghelia de astăzi. Tinere, îți zic ție, scoală-te. Cine a zis? Rabinul? Nu. Înțeleptul de la care preda Tora? Nu. Învățătorul de lege? Nu. Dumnezeu i-a zis mortului, tinere, zic ție, scoală-te. Deci iată cine vorbește cu cei morți. Dumnezeu. Iar Isaia spune, sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și munca nu s-a atinge de ele. Și s-a ridicat mortul și a început să vorbească și l-a dat mamei lui. Explicația că l-a dat mamei lui, deși era mare, că era un tânăr, este ceea ce numim noi astăzi sufletele celor adormiți date în seama bisericii. Aceasta e mama de care va vorbi Iisus în Evanghelia de față. Pentru că îi spune lui Ioan Evanghelistul, fiule, iată mama ta, arătând pe Maica Domnului care e biserica cea vie și raiul cel cuvântător. Și iată ce frumos de acum spune finalul Evangheliei, că aici am vrut să ajung, mă uit după ceas. Frică i-a cuprins pe toți. Dacă la vremea aia a cuprins frica, în vremea aceea, că azi nu mai este frică, azi este îndrăzneală. Și slăveau pe Dumnezeu, azi oamenii cu ce s-o ocupă? Vor să trăiască bine, vor să mănânce bine, vor să fie lejeri, comozi, dar să trăiască intens minuni, semne, arătări, să le pipăie, să le cunoască, să le guste. Și eu râd de multe ori și spun când vin oamenii, părinte, am fost la un pelerinaj, la mănăstiri. V-am spus, nu repet ce am mai spus și altă dată. Am fost la mormântul cu tare, la mormântul cu tare, la moaștere cu tare. Cu ce te-ai schimbat, dragul meu, în contact cu sfințenia? Cu ce te-ai înnoit sufletește și duhovnicește în contact cu lucrurile duhovnicești? Cu nimic! Nici măcar nu-L slăvești pe Dumnezeu. A fost pureci la cazare, a fost în grămădeală, cineva ți-a luat pătura, cineva ți-a luat pâinea din față, cineva ți-a luat castronul, cineva s-a băgat înaintea ta în biserică, cineva s-a culcat în patul tău, cineva te-a jihnit, cineva ți-a furat papucii, cineva nu te-a lăsat să dormi ca sfărăit. Iată rostul unui pelerinaj. Și astea sunt povestite după întoarcerea din trăirea autentică, după proslăvirea lui Dumnezeu, după puparea crucilor și a ratelor și a sfinților. Deci, vedeți? Omul pământesc are două evanghelii. Una la amvon,
Unii se ciulește și se smerește și ascultă și tot lacrimă și pietate. Și una dincolo de stradă, cum a ieșit din ușa bisericii, el e cetățeanul X sau Y. Nu-i mai persoana înduhovnicită sau îndumnezeită sau trăitoare a duhovnicului sau a preotului cutare. Ci el își face drepturi imediat. Sună poliția, își face dreptate, trântește cu pumnul, aruncă jos de pe scaun. Își face loc, dă din coate, izbește cu mașina, tamponează pe celălalt, a rezolvat problema, gata, nu-i mai creștin. Deci, vedeți? Asta vine Hristos să ceară de la tânăr. Spune-mă, lumii, ce ai văzut dincolo? N-am văzut durere, n-am văzut întristare, n-am văzut suspin, ci viață fără de sfârșit. Așa se încheie fiecare parastas, dar nouă pe ureche ne intră și pe cealaltă ne iese. Și iată ce spuneau oamenii. Proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Deci vedeți că vorbim de vremea aceea? Vedeți că vorbim de când în când? Vedeți că nu oricând se ridică proroc? Nu oricând ne cercetează Dumnezeu? Nu oricând se arată proroc mare? Nu oricând Duhul Sfânt e cu noi? Poți să mergi toată viața la biserică și să n-ai niciun folos. V-am și spus și n-am spus-o la glumă, la modul serios. Ar fi important dacă s-ar putea trece în cartea de muncă prezența la biserică. Pentru că mulți ar putea lua pensie pentru corectitudinea de a veni duminica în biserică. Dar n-ar putea lua plată pe corectitudinea trăirii la ceea ce se cere în biserică. Adică să fii permanent spovedit, permanent împărtășit și să vină omul de bunăvoie să zică: părinte, anul ăsta, păcatul ăsta l-am lăsat, nu l-am mai repetat niciodată. Năravul ăsta nu l-a mai luat niciodată. Patima asta n-a mai săvârșit-o niciodată. Oameni suntem ca oamenii cădem. Oameni suntem ca oamenii trăim. Oameni suntem ca oamenii greșim. Dar niciodată nu căutăm cele două stări. Cea îngerească de a te ridica din cădere și cea duhovnicească de a fugi de păcat. Amin. Să ne ridicăm de la